Cu ajutorul lui Dumnezeu ne găsim noi astăzi în această Sfântă Biserică, ca o pretutindere în țara noastră, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care este coroana tuturor rugăciunilor, în care se cuprinde cele trei mari motive. Întâi, de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, întâi, apoi a-L lăuda pe El și apoi a cere de la Dânsul. De aceea ea, Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, este coroana tuturor rugăciunilor. Pentru astăzi, biserica noastră a rânduit Duminica a 33-a, pe care am petrecut-o împreună și am ascultat cu evlavie și luare aminte Sfânta Evanghelie. Începând din această duminică, intrăm într-o perioadă deosebită a anului nostru, perioada numită a Triodului, perioada celor 10 săptămâni, când fiecare dintre noi se pregătește într-un anumit fel pentru ca să ajungă cu bucurie și să întâmpine marele praznic al învierii, pregătiți, nu numai trupește, și mai cu seamă sufletește. Pentru că Mântuitorul a venit să ne răscumpere pe noi din păcat. Și de aceea, duminica de astăzi este prima duminică din duminicile pregătitoare ale acestei sfinte mari perioade. Și fiecare duminică din perioada aceasta va avea o anumită sfântă evanghelie care ne învață pe noi câteva lucruri de mare importanță pentru călătoria aceasta pe care o facem noi până la marele praznic al învierii. Și iată că ne prezintă nouă o anumită situație. Doi oameni care au mers în templu de la Ierusalim să se roage. Amândoi aveau același gând să se roage. De aceea ei erau din poziții diferite ale societății din timpul acela. Unul era fariseu, considerându-se o anumit oameni care au o anumită cinste, care au un anumit respect și care ei se socoteau împlinitori ai legii. Și apoi în spatele bisericii stătea un om care era vameș. Și știm noi că vameșii sunt considerați oameni care au anumite lucruri și anumite defecte. Prin aceea că nu erau cinstiți, nu erau drepți și făceau anumite lucruri care nu erau corecte. De aceea, cel de pe urmă stătea în spatele bisericii și acolo se ruga în felul lui. Fariseul era în fața Sfintei Biserici. Și începe acest om a se ruga: Doamne, îți mulțumesc. Întâi am mulțumit, pentru că eu sunt corect, spune el. Postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială, nu am păcate grele și nu sunt ca cel vameș care îl arată pe el. Și iată că rugăciunea aceasta făcută de el era o rugăciune neîmplinitoare, o rugăciune știrbă, o rugăciune fără de evlavie, o rugăciune fără ca să ceară ceva. Și el a venit în fața Sfântului Templului nu să se roage și să arate calitățile sale pe care le avea, dar el și-a pus în față calitățile, nu sufletul. De aceea atunci când te rogi, tu trebuie să te rogi cu sufletul și atunci când te rogi cu sufletul, vezi în tine un om păcătos, plin de ispite, plin de păcate și de aceea îți pleci capul și cer de la Dumnezeu iertare și binecuvântare. Dar el nu a făcut lucrul acesta. Și s-a îndreptat cu cuvântul și către cel care era din spatele bisericii, vameșul, care spune că stătea cu capul plecat
și își bătea pieptul spunând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul, și mă miluiește. Vameșul a auzit cuvintele acestea pe care le-a spus cel dinaintea sa, fariseul, și de aceea el a socotit că toate vorbile pe care le-a spus el se potrivesc lui, adică el nu era cinstit, nu dădea ce se cuvine, nu postea, nu se ruga și făcea anumite lucruri, și de aceea, făcându-și un proces al conștiinței sale, își pleca capul și rostea din adâncul inimii o rugăciune scurtă, dar cuprinzătoare și de mare efect. Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul, și mă miluiește. Și iată că Evanghelia termină cu cuvintele acestea, întrebându-se care dintre cei doi s-a întors îndreptat la casa sa. Și Evanghelia ne dă nouă exemplu celui din spate că s-a întors îndreptat la casa ta. Și acum să vedem noi de ce s-a întors el îndreptat și de ce nu s-a întors fariseul la casa ta. Cunoaștem de aici că toți au venit să se roage, și unul și altul. Dar unul făcea o rugăciune de laudă, cuprins de mândrie, și celălalt făcea o rugăciune de smerenie, cuprins de frica păcatului și cuprins de faptul că Dumnezeu nu-l va ierta pe el și își cerea iertare de la bunul și îndurată Dumnezeu. Descoperim de aici că rugăciunea nu trebuie să fie o rugăciune prin care noi să ne lăudăm pe noi, să arătăm că suntem drepți, că respectăm poruncile, că suntem apropiați de cei care sunt din jurul nostru. Este foarte bine, dar nu aceasta, nu tu trebuie să o spui. Și de aceea spune la carte: taci tu să vorbească faptele tale. Și când vorbește altcineva de tine, trece prin mintea lui, nu prin mintea ta. Și când tu însuți vorbești de tine, te cuprinde fiorul mândrie, te cuprinde o stare care nu este duhovnicească, care nu este sfântă și nu este plăcută lui Dumnezeu. De aceea niciodată în viața noastră nu plecăm de la principiul a ne lăuda. Atunci când tu te lauzi, te cuprinde o stare de mândrie. Să ai în ființa ta o stare de mulțumire, dar lasă ca să aprecieze Dumnezeu și omul ceea ce tu faci bun. Iar tu, cu smerenie, roagă-te lui Dumnezeu și spune: Doamne, dacă n-ai fi fost tu, eu nu aș fi făcut nimic. De aceea noi nu ne putem face nouă nimic, nici altora, dacă mila și Dumnezeu, mila și ajutorul Dumnezeu nu vrea. Nu putem să facem nimic, și atunci, ca să putem să facem, ce facem? Ne rugăm. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este poartă către cer. Rugăciunea este convorbirea noastră directă pe care o facem cu Dumnezeu. Rugăciunea este darul pe care Dumnezeu l-a dat numai omului. De ce? Pentru că omul are în sinea sa trei lucruri principale, ce nu are nimeni pe pământul acesta. Are voință, are rațiune și are sentiment. Are credință, are nădejde și are dragoste. De aceea aceste trei se împletesc și se împletesc în ființa noastră. Și când noi adăugăm la aceste trei virtuți și pe a patra, cea a smereniei, cea a părerii de rău, cea a dragostei de Dumnezeu și de aproapele, atunci tot ceea ce facem noi să facem în numele Lui, tot ceea ce facem noi să-i dăruim Lui, tot ceea ce spunem noi să spunem în numele Lui. Și atunci când spunem în numele Lui, vom vedea că și cuvintele noastre sunt alese, vom vedea că faptele noastre sunt bune, vom vedea că comportarea noastră este atentă și este curată. De aceea, cel din spatele bisericii, așa cum Evanghelia se întreabă care s-a întors înapoi, spunem că s-a întors el, cu toate că era plin de păcate. Dar ce avea în inima sa? Avea căința, avea părere de rău, avea grija
față de sultul său care era încărcat și de aceea își bătea pieptul și spunea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul și mă miluiește. Nu spunea alte cuvinte, nici să se laude, nici să atribuie altuia alte daruri și el se vedea cuprins de această stare păcătoasă și își bătea pieptul stând într-un colț și se ruga așa. De aceea, Evanghelia încheie spunând că el s-a întors mai îndreptat la casa sa. Și acum ne întrebăm noi, facem parte în viața noastră totdeauna și din fariseu și din vameș. Avem clipe când ne lăudăm, avem clipe când ne mândrim, avem clipe când ni se pare că suntem mai buni ca alții, avem clipe când noi suntem mai frumoși decât alții, avem clipe când suntem mai înțelepți decât alții, avem clipe când nu știm să iertăm pentru că suntem cuprinși de orgolii, avem clipe când socotim căci noi trebuie să avem lucrul cel mai mare, cel mai frumos, cel mai deosebit, cuprins de mândrie. Dar trebuie să avem în inima noastră și pe vameș. Să-l avem și pe el. De ce? Pentru că toate acestea ale fariseului dezgolesc ființa noastră cea interioară. Toate acestea sărăcesc pe omul din lăuntul nostru. Adică, dacă trupul se mărește, sufletul se micșorează. Dacă faptele omenești sunt spre laudă, în Împărăția Lui Dumnezeu sunt mici sau deloc. Dacă le facem spre laudă omului, spre cinstea ta, înaintea Lui Dumnezeu, nu pleacă nimic și nu ajunge nimic. De aceea, să avem în viață mai mult căința, părerea de rău și dragostea pe care o avea față de Sfânta Biserică acest vameș, acest om păcătoș. Care dintre noi se consideră că este drept? Așa cum spune la carte, de este cineva drept să ia piatra întâi să arunce. Știm că niciunul dintre noi nu suntem drepți, chiar dacă nu facem păcate cu vorba, nu facem cu fapta, facem cu gândul. Și acest roi are gândurilor care stă în inima și în mintea noastră, este greu de cunoscut și este greu de stăpânit. De aceea, totdeauna să avem în inimă ceea ce a avut el, căința, părerea de rău, smerenia și rugăciunea cuprinsă de această stare că Dumnezeu, care este îndelung răbdător, va avea grijă și de sufletul său ca să se mântuiască. Și iată că Evanghelia termină spunând că el s-a întors mai îndreptat la casa sa și pe drept cuvânt, pentru că avem în față mândria și smerenia, avem în față lauda și părerea de rău, avem în față o rugăciune înaintea oamenilor și avem tot în față și o rugăciune făcută înaintea lui Dumnezeu. Capul plecat înseamnă căință, capul plecat înseamnă părere de rău, de aceea el practica acest lucru și nu avea curajul să intre mai departe în Sfânta Biserică, socotindu-se murdar și păcătos. Și de aceea, într-un colț stând, își bătea pieptul și se ruga să facem și noi ca acest om. Pentru că începând din această duminică, ne îndeamnă această duminică la ce? Ne îndeamnă să ne verificăm viața noastră. Să ne verificăm, să ne întrebăm dacă până astăzi am fost cuprins de mândrie, am fost cuprins de laudă, am fost cuprins că sunt cel mai deosebit, să nu o mai fac. Să nu o mai fac, fiindcă lui Dumnezeu așa-i place. Duh umilit, inimă înfrântă și zdrobită, Dumnezeu o va iubi. Și dacă facem acest lucru, înseamnă că avem rugăciunea vameșului, înseamnă că avem atitudinea lui, înseamnă că avem dragostea lui, înseamnă că avem nădejde de mântuire, pentru că mântuirea vine pentru acel smerit, acel care se căiește și acel care îi pare rău. Ce ne stă nouă la îndemână să le putem obține acestea? Ne stă mai întâi rugăciunea care ne învață Evanghelia de astăzi. Apoi ne stă dragostea, pentru că dragostea de Dumnezeu nu are margini.
și dragostea de Dumnezeu are marge. Ne stă înaintea noastră și faptele bune sau milostenia, pentru că această perioadă Apostolul Mare trebuie să fie însoțită și cu aceasta, adică cu fapta cea bună. Dacă gura a spus, inima să împlinească. Dacă mintea a gândit, atunci inima să facă. Și legând aceste două, vom vedea că vom câștiga înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea noastră, Doamne și Stăpâne al vieții mele, Duhul Trădăviei, al grijii de stăpânire, al iubirii de stăpânire, nu-l de îndeamnie, iar Duhul Curățenie, al smerenie, al dragostei și al răbdării, dăruiește-ne nouă slujilor tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-ne nouă să ne vedem păcatele noastre, ca să nu osândim pe frații noștri, că binecuvântat și preamărit ești din vecii vecilor. Amin. O rugăciune scurtă ale Sfântului Efrem Țiru, care este o plângere permanentă, care este o dragoste și o înțipet înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem cuprinși de păcate. Să o spunem cât mai des, însoțite cu închinăciuni și cu metanii. Dar dacă vom întinde și mâna, făcând o milostenie, dacă vom trece cu vederea și peste greșelile altora, vom vedea, căci vom intra în această perioadă a Apostolului. Vom intra în perioada când noi trebuie să postim cu toate cele simțuri, toate cele cinci simțuri ale noastre. Să postim cu gura, vorbind mai puțin cu omul și mai mult cu Dumnezeu. Să postim cu picioarele, mergând mai mult spre casa lui Dumnezeu decât spre deșertăciunile lumii. Să postim cu mâinile, deschizând mai des cărți de rugăciune decât telefonul sau internetul sau televizorul. Să postim cu urechea, să nu auzim prea multe lucruri care sunt deșarte și fără de rost. Să postim cu ochiul, privind mai mult spre cer decât spre om. Să postim cu gura atunci când, cu gura închisă, lăsăm ca mintea să se roage și să se coboare cuvintele în inimă. Și atunci vom vedea, căci așa cum El își bătea pieptul spunând: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul și mă miluiește, vom dobândi și noi acest dar al milii și al dragului Dumnezeu față de noi. Fie ca milostivă și dorată Dumnezeu, care astăzi ne-a spus nouă spre a învăța ce înseamnă a te ruga, ce înseamnă a posti, ce înseamnă a face milostenie, să le punem la inimă, să le facem fiecare după dragostea, după puterea și înțelepciunea sa. Amin și Doamne ajută!